Cam prea multă agitație. Cam prea multă încordare săptămâna asta. Sau cel puțin așa mi s-a părut mie. Mă rog, înțeleg. E de la alegerile astea, cred. Deși niciodată nu m-am prins, de ce ne mai încordăm noi în condițiile în care, oricum, finalul e greu de evitat? Un an nimerit. Drept în baligă. Când eram eu copil, era o vorbă. Decât să ne certăm, mai bine un cântec vesel împreună să cântăm. Am avut clipe senine, te rog să vii, să vii de tot. Acum chiar cântece n-am pregătit pentru astăzi, dar puțină veselie în dulcele grai de dincolo de Prut aș avea. Hei, tu-i minic, stierul cui te are? E, așa parcă altfel îți vine să te apuci de treabă. Asta-i taman și-ți trebuie țăie. Dar eu nu trebuie așa pe când. Pavel are fix de asta. Ce tare mulțumit. Asta-i. Hei, tu-i minic, stierul cui te are? Așa se obișnuiește Republica să zici de dulce pentru minister, a? Ministerul, da. Păi și noi ar trebui să învățăm puțin, pentru că și la noi anumite ministere chiar merită. Hei, tu-i minic, stierul cui te are? E frumos, pentru că e o înjurătură cu respect, dacă îmi permiți, atâta timp cât în cadrul înjurăturii se află. Da, nu te înjură de mamă, nu te înjură de nu știu ce, de morți. E minister. Minister și ministerul e o instituție mare, de asta spun, responsabilă, e mult respect în înjurătura asta. Eu așa o percep. Hei, tu-i minic, stierul cui te are? Și în partea asta altă de Prut la noi tot așa sunt, tot parfumul ăsta la înjurăturile. A, da, bineînțeles. Vrei să spun una? Da. Pe care mi s-a... Da, da, mi-a fost mie adresată. Știu că nu e o persoană, dar stai liniștit. A, nu, nu, mi-a fost mie adresată de un moldovean, mi-a zis și moldovenii mei o știu. Face-mi aș schiuri din crucea mătii. Ma. Bă, artă! Free schiuri! Este! Dacă e crucea mai lată, poți să faci chiar free schiuri, dar știi cum e, că este unul mai lung și unul mai scurt, cum ar veni. Dar e genul de înjurătură care nu te supără. Știi? Apă, pe aia și trebuie eu să-i aleg. Cum vei alege, așa vei merge. Dar stai secundă, că asta e cu substrat, dar ce? Omul a vrut mai bine și-a luat Mini Cooper, da. Vrea și el să fie în ton cu ce se așa. Dar nu merge Mini Cooper-ul la el la țară, deci trebuie să aleagă tot un tractor. Deci dacă... în țară e de rahat, trebuie să aleagă ceva pe măsură, nu? Ai mers mai departe, eu nu cred că s-au dus cu gândul până acolo. Apă, pe aia și trebuie eu să-mi aleg. Bun. Bun, dar cu două tăișuri, zic eu, iscusită, pentru că ea vrea să spună mai mult. Nu știu dacă, de fapt, vrea să spună mai mult, dar așa apare. Adică, ce facem? Reparăm drumurile sau ne întoarcem la mașinile care fac față drumurilor? Cum vei alege, așa vei merge. Pe 20 octombrie, dă votul candidatului care poate rezolva problemele localității tale. Da, dar era vorba că el nu a ales tractorul. Ar fi trebuit să aleagă tractorul, de fapt. Asta e morala. În loc să soluționeze problema drumului, a gropilor și a noroiului. Vezi, tăticule, cum se complică lucrurile. Nu știu. Hai, deci mă răbdi când avem când. Am uși să înșepe. Eu ți-am mai zis, mă, Irina, nu e, mă, voi aveți avantajul graiului. La voi și o propoziție simplă. Mi-e foame, sună. Îți place că zici graiului, nu limbii. Sau nu... Păi nu, că e vorba despre grai aici. Eu n-am înțeles treaba asta până când mă punea Tudor, dar mă punea așa într-o doară să zic: ia, Irina, ia zi, Aristotel, Aristotel. Și nu înțelegeam ce vrea de la mine și de fapt e la asta, bă. Graiu, mă! Hai, deci mă răbdi când avem când. Am uși să înșepe. Aici. Tăi, deși? Și ăla de cu borți.
Cu ce? Aici? Dicționariu, mă așteptam la tine să știi că dar n-am înțeles, cu bors? Tu unde ești născut? Suceava. Păi vezi, mă rog, ești la graniță. Ar trebui să știu, da. Nu, n-ar trebui să știi că ești la graniță. Tu am avut mulți colegi. Ești în Bucovina. Da, sau acolo e fix granița, poate să fie și. Veneau la liceu, la noi. Foarte mulți colegi în Bucovina și țin minte că jucam fotbal cu ei și nu înțelegeam indicațiile. Da. Știi? Care... Eu de aici ce să mai zic de la București? Hai să mă ascultăm o dată. Și ăla de cu borți. Cu borți. Cu borți, cu borți, cu găuri. Bortă înseamnă gaură, pentru că știu asta că bunica mea n-a vrut să se mărite cu unul. Așa? Jur, povestea adevărată. Deci bunica mea când avea 16 ani a vrut să o mărite maică-sa, cum se făcea pe vremuri. Da, da. Și n-a vrut să se mărite cu el pentru că numele de familia lui ăla era Bortă. A zis eu. Eu, doamna Bortă? Niciodată. Adică? Viez! Dacă plouă, intră apă prin trânsul. Și ne ude fânul. E adevărat. Dacă de acoperit fânul, ap celălalt e mai bun. Adevărul e că, bă, trebuie să aibă și bannerele astea electorale un rost în viață, mă. Ai văzut? Dar, bă, ce bine, ce bine e făcută, cum înțelege omul, știi? Probleme, e extraordinar. Fiecare are problemele lui, mă. Și acum, sincer, un banner de ăsta electoral, pentru că nici nu-l văd dus mai departe de prelată la fân. De la primărie pe care îl alegem? 3 noiembrie, turul 2 al alegerilor locale. Dă votul candidatului care poate rezolva problemele localității tale. Au și defectul ăsta, folosesc actori buni. Da, da, da. Ce să-i faci? Aia zic. Măi, că și la noi sunt, nu vreau să zic că nu s-ar face bine, da? Dar sunt unele care... Când folosești actori buni, ajungi în situații din asta. Și potriviți pe rol, dacă am învățat ceva din primul spot, da? Trebuie să fie și potrivit, că degeaba e bun. Că și mini-ul era bun, așa dar nu e. Acolo. Așa e. Mă scuzați, dar eu unde-i nimerit? Drept în baleg. Zi tu că nu e bine, mă. Nu e ce trebuie. Vezi, vezi, vezi că ai întors ca unul. Din prima l-ai întors, că tu ai simțit că e un spot bun ăsta. Drept în baleg. Îți spun, e și asta pe cale de dispariție. Bălegarul, mă, câți crezi că mai folosesc bălegar în ziua de astăzi la țară? Dar nu ți se pare surprinzător că e prima oară, cel puțin pentru mine este prima oară când văd un spot despre alegeri care conține cuvântul balegă? Pe 24 februarie, votează bine din prima. Turul 2 nu va fi. Dar știi ce? Te rog. Partea bună, știi care e? Care? Când balegă e moale. Și călduț. Vezi, mă, moldoveanu, cum știe el să vadă, mă, partea plină a paharului, indiferent. Dacă nimerea pe ciment. Dacă era drumul asfaltat și nimerea pe ciment. Bravo. Ce se întâmpla? Murea! Direct! Praf! Așa, căzut la călduț. Asta nu e foarte moldovenește. De ce? Ți se pare că e prea multă eleganță în cadru sau ce? Sunt prea înstăriți? Ți se pare că sunt prea înstăriți, am înțeles. Nu mă regăsesc, nu neapărat. Nu știu, nu mă regăsesc. Ești pregătită? Da, de ce să fac asta? De ce? Păi când vrei să susții o idee cinematografic, să se uite lumea, să se bucure. Mă, mică, deci la noi ăsta nu se făcea, îți spun și de ce. E prea scumpă vesela, mă. Se făcea cu farfurii de plastic, cu pahare de plastic. Dar uite ce... ce scrie pe tricoul fetei. Tu vezi mâncare pe masa asta? Da, puțin, asta nu m-a să mă domnească. Sunt noi îmbogățiți ai Republicii. Oh, eu fost tu în Italia și au venit înapoi. Păi da, nu poți să știi. Poate e vorba ta. Poate e un italian care dă drag, el simțind că e un loc bun Republica Moldova, s-a hotărât să ducă să stabilească. Atunci nu e despre moldoveni. Păi și stai puțin, că poate a cerut cetățenie, poate i s-a și oferit. E și el moldovean. Au făcut un spot și pentru italienii care s-au stabilit în Republică. Poate ăsta e spotul pentru export. Poți tu să știi? Pe 24 februarie, votează bine din prima.
Turul 2 nu va fi. Eu am înțeles așa, că domnul este candidatul sau autoritatea supremă. Așa? Așa. Poporul, țara este masa și oamenii ăștia sunt alegătorii. Și el acum se duce, aranjează un pic niște treburi prin țară cât de cât. Da? Și după aia când... O pune la pământ. Așa, o nenorocește, dar nimeni nu zice nimic. Am înțeles bine? Cam asta e realitatea, nu știu dacă asta spune spotul, dar oricum ai descris foarte bine realitatea, ca să o zic așa. Poate aici sunt două reclame. Aia am văzut-o noi mai devreme. E pentru consum intern și asta e pentru export. Și asta e pentru diaspora. Ia stai puțin. Păi ce, diaspora nu votează? Tu nu votezi când sunt alegeri în Republică? Și trebuie să te duci acasă să votezi? Aici, în București. Aici, în București. Vezi, Irinuca, asta e pentru tine. Nu știu, mi-a plăcut mai mult aia cu Balegă. Un enumerit. Drept în Balegă. Dar știi cum ar fi fost mai realist asta? A. Dacă după ce a căzut ăsta în Balegă, așa, după el, mai cădeau în Balegă încă 5 milioane care n-au ieșit la vot. Da, tăticule. Înțelegi? Atunci spuneai mai multe lucruri. Așa e, înțeleg ce zici. Dar cred că doar noi.